Salut tuturor! Eu toamnă târziu am cumpărat niște begonii, trei culori. Așa, un roșu, un alb și un roz. Rozul era foarte mășcat, foarte frumos. Mi-a plăcut. Și acum le-am luat de pe pervaz ca să le cureți de uscături și am observat că ele au legat cutiuți cu semințe. Eu nu știu cum s-au polinizat, dar iată, mă uit la roșu, el înflorește în casă și sunt unele că leagă deodată cutiuțele cu semințe. Este foarte interesant. M-am uitat chiar și aici, iată, una micuță, dar de acum este cu cutiuță. Floricica încă n-a înflorit, dar cutiuța de acum se vede. Și eu, luând cutiuța, am văzut că au semințe. Chiar iată și aici, se văd cum au căzut semincioarele. Iată cât de multe sunt și aici, pe frunzulițe. Ele sunt foarte, foarte mărunte. Iată-le, eu nu știu, s-au polinizat, au să răsară din ele ceva, dar eu încerc să le strâng, să văd dacă se va primi să crească din aceste semințe ceva. Și eu, iată, am să mai tai, pun foița sub cutiuță și am să o tai să văd dacă are semincioare. Da, iată, sunt foarte multe. Sunt foarte, foarte multe semincioare într-o cutiuță. Și clar că mie atâtea nu-mi trebuie, dar eu am să le sădesc și am să încerc să le cresc. Iată, ele se văd. Clar că această grămăjoară de semincioare este numai din floarea de culoare albă. Roză văd că nu a legat cutiuțe cu semincioare și roșii leagă. Clar că este foarte interesant. Este mai ușor, clar că, de a rupe un puieț sau vârful floricicăi după ce am florit. Iată, iarăși are cutiuța cu semințe și ele se coc și vom vedea dacă va ieși din ele ceva. Iată, cutiuța este deja înspre coacere și voi încerca să le înmulțesc și prin această metodă, adică prin semințe, prin semănarea semințelor. Iată, aici sunt, se primește 3 sau 4 cutiuți de acestea. Sunt foarte multe, dar am să încerc la primăvară să le cresc și vom vedea ce rezultat voi primi eu. Atunci vă spun la revedere, zi bună, sănătate tuturor! Pa!